Salutare băieții, dacă vă întrebați unde ne aflăm astăzi, de bine, ne aflăm pe Marte, exact așa cum spune și domnul Smiley în piesa lui. După cum vedem aici avem și un lup, dar lupul ăsta există în Fortnite, dar probabil există în Fortnite. Dar nu-l știu, mă, frate, cred că e nou, e din sezoanele astea noi, de nu le-am mai jucat eu. Și hai să vedem cine dă dacă-l omorâm, că văd că ne cam bate momentan. 10 bănuți și 5, ce morți. Hai că am colectat de aici și baza, văd că lupul ăla vine după mine, bă, și stai așa cum omoră, aba nu, nu mă omoră încă. Îi dăm, bă, da, cum pot să dau să mă feresc cum ar vin de el? Trebuie să sar peste el sau ce să-i fac? Cumva facem noi așa o schemă din asta. Nu mai sunt deloc încălzit, nu mai știu deloc să mă joc jocul ăsta. Ai, 10 HP, sunt mort, mă omoară, dar e prea enervant, că practic ăștia când mă văd vin după mine, știi? Ăsta a venit din partea alta, vin după mine, deși nu eram foarte aproape de el. Și și rapid rău. Hai, mă, lasă-o în pace. Bă, dar nu-și vede de treaba lui deloc, mă, ăsta, câinele ăsta. Câine, m-am urât, ce să-i fac. După cum vedeți, am revenit cu seria asta de Tycoon, adică nu am încheiat-o niciodată, pur și simplu n-am mai filmat așa în ultima perioadă foarte mult. Pe canal, știți și voi, m-am puturoșit foarte mult, deci a venit, am terminat bacul ăla practic, bă frate, și a venit așa vara deodată, știi, și a fost, bă, atât de fain, știi, a fost, mă rog, nu sentimentul fain că nu postezi, e sentimentul ăla, bă, parcă n-ai chef să faci nimic, așa, dar nu mă simțeam bine făcând asta, știi? Parcă în fiecare zi, bă, hai, trebuie să postez mâine. Și totul lăsam pe mâine și abia postam câte un clip pe săptămână sau mai rău, dar hai să terminăm o dată cu treaba asta, îmi intru ușor întreabă din nou și o să facem treaba foarte bună. Treaba este să fiu constant asta și vreau să fiu constant pentru voi, pentru că poate sunteți foarte mulți dintre voi care așteptați să postez videoclipuri. Știți, eu că un nesimțit nu m-am gândit deloc la voi, bă, m-am gândit la voi, credeți-mă că m-am gândit foarte mult, bă, să mai pun conținut pe YouTube, mă gândeam la un moment dat să fac live-uri și acum mă gândesc să fac live-uri, dar știți și voi, la mine live-uri nu prea intră lumea și am zis, bă, prefer să mă axez eu pe videoclipuri, să mai fac live-uri, pentru că nu prea merg, mai ales merg live-uri așa când joci cu cineva. Da, când nu joci cu nimeni, practic n-are niciun sens, părea mea, să mai fac vreun live. Hai, uite, mi-a mai trebuie, oh, hai că am și făcut aici să facem dropper-ul ăsta de level 2, văd. Pe cum am cumpărat 4 și am abia level 2? Bun, ăsta ce înseamnă, mă, ce e ăsta? Ah, e skin-ul meu. Credeam că e vreun alien ceva, credeam că e vreun extraterestru ceva, bă, la un moment dat cred că o să dăm și ceva de ceva extraterestri. Avem bunker rewards, hat. Asta e o pălărie, ceva, dropper pentru 30 de dolari. Bă, asta îmi place, mă, cât mai multe dropuri, vezi, am acolo 32 de destea pe secundă, e foarte bine dacă se întâmplă așa. Și nu uitați, băieți, înainte de toate, dați și voi acolo butonul de like și subscribe, pentru că vreau să ajungem o dată la 10.000 de abonați, frate, până în anul 2025, până se face acolo 2025, vreau să facem această sumă de abonați. Hai să vedem aici ce reward-uri sunt, mamă, avem claim deja la două din astea. Ce mi-a dat aici, mă, cred că mi-a dat bani ceva, nu știu, n-am fost atent, și aici, uite, mi-a dat bani și niște cranii din astea, mă, ce înseamnă craniile astea? Kill-uri cum ar veni? Deci dacă omor un lup, îmi dă 5 kill-uri. Păi și ce trebuie să omor ca să-mi dea un kill, înțelegi? Nu știu ce pot să omor ca să dea un kill. Sau nu știu dacă astea skill-uri în primul rând. Ar trebui să-mi arate, mă, să-mi zică niște informații, ceva, să-mi dau seama. Am cumpărat aici și pereți, băiți, uite, avem painting pentru 500. Deci, practic, craniile astea nu contează atât de mult, pentru că, vedeți, sunt niște chestii cam irelevante în acest tycoon. Uite, doar cu banii, să zicem așa, poți să cumperi tot ca să construiești, dar practic cu cranile pui un tapet pe perete, pui un painting, pui o chestie, adică nu e, a, uite, bani, un garaj, uite, mă, poți să construiești și cu capetele astea, vezi? Mi-a dat așa o leacă jocul, bă, de fiecare dată face asta jocul cu mine, de ce face așa, mă, de ce nu poate să fie ca mine, mă, de ce să nu am dreptate, știi? Ia să ne cumpărăm o longe, frate, un longe, bun, friends aici, ne cumpărăm, bă, deci până și în jocul ăsta, frate, prietenii costă, frate. Te costă să ai prieteni, uite și tu. Mă rog, bine că nu te costă bani, te costă kill-uri. Deci, practic, vin cu tine pentru că îi aper de acești lup, mă gândesc. Asta ce, mă, ce-am cumpărat? Deci, nici n-am văzut ce-am cumpărat. Ăsta e double XP, ăsta nu mai după el. Trebuie să faci niște șmecherii, uite, press me. This does not affect XP from battle pass. Bun, hai să vedem. Double XP, a, și îmi trebuie aici un pin code. Ăsta, nu, de unde l-am, remember to like, așa, support, Discord, decide on the map. A, deci e pe hartă. Ascuns cumva. Până acum, din ce aduc aminte la tycoon-urile anterioare, zicea că trebuie să merg pe Twitter undeva, pe X mai nou, trebuie să merg undeva pe X pe acolo și să caut pe, să mă uit la postările alea, să iau codul de acolo, dar na, nici nu știu. Paint Walls, ia să vedem, mă, Paint Walls, ok, aici am aleg probabil culoarea la acest
la această companie a mea. O să facem pe verde, că știți că e culoarea canalului, e culoarea mea. Îmi place foarte mult la Rebirth, de exemplu, Rebirth, vă mai explic încă o dată în caz de uitați ce înseamnă Rebirth sau poate sunteți noi la aceste videoclipuri. Practic un Rebirth înseamnă când completezi toată harta, o vinzi, gen, nu știu, dai, apeși pe butonul de Rebirth aici sau nu știu pe unde la apeși, abar n-am, și practic se resetează din nou și iar încep din nou, știi, și practic îți dă niște chestii în plus, practic, dar nu văd de ce îi faci așa ceva, pentru că practic să dai Rebirth, de exemplu zicem așa, dai Rebirth, dar dacă, nu știu, dintr-o dată ți se închide Fortnite, îți dă crash, după aia când intri la loc, nu mai e asta, știi, se resetează tot, practic. Deci e o foarte mare prostie, pentru că cineva poate să, nu știu, să dea vreo 3 rebirth-uri, bă, abia aștept să ajung la 4 rebirth-uri și toată se oprește curentul, știi, și bam, ce se mai întâmplă, ce mai faci după aia, îți plângi în pumn că ai stat atâta pe arta asta și n-ai făcut nimica. Punker pentru 500 de dolari, ia să vedem, hai să le deschidem, să vedem ce se află, după ce aici e un save de la cu arme, jos, cam așa se la fiecare tycoon și după cum vedeți cam așa este, bă, de ce nu mai schimbă și ăștia, oare omul ăsta a făcut și celelalte tycoon-uri pe care le-am jucat eu? Pentru că în toate celelalte tycoon-uri, aici este un bunker, aici este un panou din ăsta, poți să cumperi niște chestii pe aici pe artă și o să investigăm imediat dacă putem să facem treaba asta. Hai să punem protecții, bă, oare poți să intre lupe aia de, prin protecția asta, oare prin protecția muncii? Nu cred că poate să intre, sperăm să nu poată intra lupii. Hai să dăm claim aici, deci văd că dă bani și kill-uri din alea, păi kill-urile astea... Astea de obicei, la fel din ce știu, nu se duc, adică poți să cumperi, a, ba, da, uite, astea se duc, frate, what? Băi, și că tot am ajuns până în punctul ăsta de episod, vreau să vă spun, bă, uitați-vă, dacă n-ați făcut-o niciodată, uitați-vă la Interstellar, ăla e, nu pot zic, nu știu dacă pot zic că e cel mai tare film pe care l-am văzut, dar e unul dintre cele mai tare filme pe care le-am văzut, Interstellar, e un om, gen, pământul se apropie de sfârșit cum ar veni și practic un fost angajat de la NASA de acolo care el pilota rachetele, navele de-astea din spațiu, practic s-a reîntors, ei au zis că pe, dacă au găsit cumva într-o rază din asta o planetă care poate să fie locuibilă și ăla merge acolo, mă rog, și o să vedeți ce se întâmplă, e un film foarte fain, deci chiar vă recomand să vă uitați la Interstellar. M-am uitat, mi-aduc aminte că m-am uitat, mi-a zis cineva de el și bă, mi-am adus aminte într-o seară, acum cred că m-am uitat la el acum vreo 6 luni, ceva de genul, jumătate de an, dar e super top, m-aș mai uita încă o dată sincer, dar nu îmi place de obicei să mă uit așa, adică să mai treacă timpul și apoi o să mă uit, bă, dar văd că cam toate, astea cred că sunt generate cu AI, pentru că fii atent, mă rog, nici nu are legătură, bă, dar fata asta e tot aici și în poza aia e tot aceeași fată, cum n-ai făcut-o poza asta, știi? Adică ce legătură are că e făcută cu ei, că probabil că am toate lucrurile sunt făcute cu ei. Hai să cumpărăm și niște arme, pentru că o să vină lupea după mine și măcar un pistol să avem. A, mi-am luat, mă, deja. Deci hai să avem măcar un pistol. A, și îmi cumpăr și gloanțe, frate. Măcar să am, cică un pistol, măcar să am vreo 3 pistoale la mine în caz de vin lupea, că e greu să dai cu pickaxe-ul în ei, știți și voi, ați văzut că mă omoară. Deci, hai mă, exit odată, mă, ce tot durează atâta. Hat aici pentru 1000. Hai să vedem ce mai putem să cumpărăm și după aia o să mergem să mai investigăm zona, să vedem dacă mai găsim ceva interesant. La level 10 văd că second floor. Și unde scrie levelul? Că nici nu văd. Măi, ca prostul. Încă, a, levelul, bă, e jos aici, bă. Da, dar văd că momentan nici nu prea mai am ce să cumpăr. Hai să mergem noi frumos până în mijloc acolo, în centru. Mă rog, a, centru e aici, mă. Centru comercial, uite, mai e și aici o zonă din asta unde poți să construiești. Dar vreau să văd, a, cred că scrie exact ce scrie și aici, bă, zbătut în cap. Scuzați-mă, sunt, bă, deci n-am dormit absolut deloc, încerc să-mi schimb programul, am avut și un program foarte prost, adică unul dintre motivele pentru care foarte, gen, nu m-am ținut ca lumea de postat pe YouTube zilele, perioada asta cum ar veni și a trecut așa ceva timp până să revin așa cu postatul, practic mi-am stricat de tot programul de somn. Deci, practic, eu acum nu pot să dorm noaptea, ziua, practic, corpul meu percepe ca noapte, știi, și dorm ziua, practic, adică undeva de la 12 până pe la 6, știi? Și dormind de la 12 până la 6, practic pierd foarte mult timp. Și practic am încercat și încă încerc, frate, să-mi schimb programul ăsta, dar bă, corpul meu pur și simplu nu mai face... Nu mai pot să schimbe parcă programul ăsta. Deci mă culc și, de exemplu, aseara m-am dormit la 9, m-am trezit la 1 și de la 1 n-am mai dormit absolut deloc. Mereu mă trezesc la ora 1, nu știu, mă, parcă e oră blestemată. Nu? Deci la ora 1 mă trezesc, mă, imposibil să nu mă trezesc la ora 1. Ești nebun? Deci nu mi s-a întâmplat niciodată așa cum mi se întâmplă acum. Și sper odată să-mi schimb odată programul ăsta să dorm noaptea. Mi-e dor să dorm noaptea, bă, băieți. Chiar mi-e dor, mi-e foarte dor să dorm noaptea. Clicker, ce este, mă, clicker ăsta? A, uite, aici deja ne dă. A, uite, mă, deja facem un dropper de
de cranii, asta e foarte, dar nu o să zic kill-uri, o să zic cranii, că habar am dacă astea pe la urmă skill-uri sau nu, o să le zic cranii până la urmă. Cred că o să mai cumpărăm încă ceva, adică o să cumpărăm ăla de unca, o să facem level 9. Mai cumpărăm ceva pe aici cu bani, pentru că astea sunt cam singurul lucru de mai pot să le cumpăr momentan. Deci ce vă spun, o regulă de până acum, v-am zis, poate sunteți noi pe canal și nu știți regula asta la mine. Bă, harta asta, vedeți, am completat până acum 18%, da? Nu o să vedeți niciodată pe canal un dropper completat de la cap la coadă. Majoritatea dropurilor ca ăsta durează peste o oră 20, o oră jumate, ceea de genul ăsta, să le termin. Și practic mă gândeam, știți, asta făceam în trecut, să le fac pe două părți. Bă, nu știu dacă se le fac pe două părți, poate o să mai fie taiconul pe care o să le fac pe două părți, poate ăsta o să-l fac pe două părți și nu-mi dau seama acum, adică îmi zic că nu, dar până la urmă o să fac treaba asta. O să vedem pe parcurs ce o să facem, dar practic nu prea are sens, știi, nu știu câți dintre voi v-ați uitat la partea a doua dacă ar fi să fac un taicun, știi, decât dacă ar fi să postez un taicun, gen o prima parte și a doua parte, în aceea zi, știi, unul pun dimineața, unul pun seara, sau nici nu știu cum să fac, frate, pentru că multă lume, mulți uită, sau mulți oameni care veniți noi pe canal, nu o să uitați la primul videoclip, o să vă uitați direct la al doilea și nu o să înțelegeți nimic din ce se întâmplă aici, știi? Adică, bă, de cum s-a spawnat ăsta, frate, cu uita mai baza în episodul ăsta, știi? Deci, cam așa o să fie treaba, bă, o să mai încerc să fac treaba asta. Cred că chiar cu episodul ăsta, dacă este să meargă treaba să pun pe două părți cum ar veni clipul, ca să completăm, poate unii dintre voi 2, 3, 4, 5, 6, habar n-am, poate vă interesează practic ce se întâmplă la final și poate vreți să vedeți treaba asta. Deci, într-o oarecare măsură, bă, cel mai bine, ca să mulțumesc pe toată lumea, ar fi să fac episodul pe două părți, mai puține, gen, de ce le fac pe două părți și nu fac o parte întreagă, poate vă întrebați, băi, prea mult, și când lumea deja când vede un clip de o oră nu se uită la nimic, știi? Deci maxim 20-30 minute pe o parte și cam asta e treaba, o să văd eu cum le împart. Hai că am făcut aici și 5.000, am făcut 6.000 de fapt, deja avem generatorul ăsta care face, de fapt, bă, dar de ce mi arată cât produce și generatorul de cranii, mă? Deci mi-apare ăla primul, dar nu mai apare și celălalt, vezi? Sunt niște chestii care nu le fac rea oamenii ăștia, care nu le fac bine oamenii ăștia. Iar uite, bă, pare același stil, dar nu mai e fata aia. Deci fata aia nu mai este. Avem aici acum un volt pentru 10.000. A, dăm și pe ăsta. A, ăsta e 100.000, am crezut că e 10.000 și ăsta, da, de unde, e prea mult. Păi, înseamnă că mi-a deblocat ceva sus sau nu mi-a deblocat sus aici nimica? A, mi-a deblocat astea, m-am și uitat de ele. Ia, băieți, să-mi pun pălărie de pirat. Păi, asta e pe... Bă, da, ce e asta, frate, așa în aer? Asta ce e? Mai era mai... ca lumea o leacă să fie ceva oglindă de asta, să te vezi și tu cum ar veni, știi? Să vezi și tu cum stă masca asta, asta e mai ok, dar asta e masca, asta nu-i pălărie, știi? Dar asta pălărie, ce stă în aer, eu nu înțeleg. De ce stă, bă, în aer? Așa e ea făcută? Adică mă gândesc, băi, calculat exact, pentru că fiecare skin are o anumită, un anumit height, o anumită înălțime skin-ul, știi? Nu-l pui așa în cer să leviteze pe deasupra capului. Au venit și prietenii mei la masă așa, cosmonauții. Bă, vezi că oarecum skin-ul meu... Nu m-am gândit la asta dinainte, bă, dar oarecum skin-ul meu, părea mea, se cam potrivește. E mai mult aviatora meu, e un ăsta, un ăsta de avion mai mult, nu de rachetă. Bă, dar nu poți zici că chiar din alt film cu ei, știi? Sunt normal, dar na, îți dai seama, aș muri dacă aș merge așa în spațiu, că nu există oxigen acolo în spațiu și fără mască. De fapt, uite, am masca asta pe față de sudor. Ce mască e asta? Bă, și sunt curios să văd dacă, deci vreau să mă joc cu focul în momentul ăsta, vreau să văd dacă lupii ăștia poate să treacă prin ușa aia, ca să știu să fiu safe, știi? Că cine știe când naiba poate plec până la bucătărie și vine un câine din ăsta, un lup din ăsta și mă omoară între timp și nu prea vreau treaba asta. Mă rog, nu că m-ar deranja foarte mult, îți dai seama dacă murești și îți pierdeai tot progresul, atunci era belea. Și hai să fim pregătiți cu arma mână și... Bă, uite că nu trece, wow, deci asta nu mă așteptam. Deși inițial am zis că, bă, eu nu cred că o să treacă câine ăștia oricum prin ușa asta, bă, totuși nu eram convins tot la asta. Și de acum, bă, chiar mi se pare interesant că bă, chiar nu au trecut cum ar veni ăștia prin ușă. La level 10, uite că am mai deblocat aici o pălăriuță, să vedem ce pălărie am deblocat. De panda aia, asta sunt curios. Mamă, astea da, ok, astea sunt mășini interesante, știi, care sunt acoperite cu totul. Și practic, uite, mi-a mai dat una, mă, aici. The Joker. A apărut acum Joker 2, bă, lumea zice că e trash de tot, eu nu m-am uitat la el, nu am fost la cinema. Voiam să mă duc, dar lumea zice că e trash, parcă nu mai vine să mă duc, nu știu, zice și voi acolo în comentarii dacă ați fost sau nu ați fost. Ce am cumpărat și garajul, dar vin lupii din partea aia, să mai strângem noi așa o leacă de bani, gen mai trecem așa cu vederea puțin. La rewards aici vreau să văd
ar trebui să-mi dea mai mulți bani acum, nu? Uite, avem două din astea. Avem aici clicker pentru 10.000, deci avem 20 de astea pe un hit. Asta, da, clar este mult mai bine. Avem și clicker pentru bani, fii atent. Și ăsta e mai interesant. Măi, e mai interesant ăsta pentru bani, pentru că probabil mai multe chestii, nu știu, o mai mare parte din acest videoclip o să cumpărăm și o să vedeți, adică din acest icon o să cumpărăm mai multe chestii cu bani decât cu chestii importante cu crani, știi? Adică cea mai importantă chestie până acum cu crani pe care am cumpărat-o și fără ea nu prea puteam face mare lucru e, bă, nu pot zic generatorul ăsta, dar zicem că ăsta ar fi, na, în 2 minute l-am și făcut generatorul ăsta practic. Dar uite, de exemplu, măștile astea nu contează, înțelegi? Dar garajul ăsta practic fără crani nu puteam să-l cumpăr, știi? Cam asta e ideea, de asta zic că e, e o chestie mai importantă. Dar majoritatea chestiilor importante o să vedeți că o să fie mai mult cu bani de cumpărat. Și avem 1.1x, adică cam nimica, cam tot la fel. Bine că avem acum un nou dropper, avem niște bani strânși și cred că o să... Ah, aproape, deci aproape puteam să upgradăm ăsta tot fără să mai spargem aici. Dar o să spargem pentru că imediat facem 23.000. Apoi o să mai stau eu o leacă off-camera. Mai face nici. Bă, deci acum am observat eu, băieții, treaba asta că progresul se salvează până la urmă în 5 minute. Deci deja în 5 minute practic se salvează progresul, dar practic tot te face să joci ceva, știi? Bă, nu știam că se salvează progresul, sincer. Îmi retrag cuvintele, credeam că nu se salvează. Acum n-am, dacă se salvează, asta este. Și sunt curios dacă chiar se salvează. Adică o să, după ce termin acest video, o să intru și o să văd dacă chiar se salvează treaba, să văd dacă sunt oamenii adevărat sau nu. După cum vedeți, deja băieții ne spălăm în bani și mai văd acolo sus defeat aliens. Deci ăștia practic sunt extraterestri, nu sunt chiar lupi, știi? Deci sunt cumva extraterestri, lupi. Avem aici un nou clicker, dar în afară de clicker ăsta mai avem niciun dropper care ne va ajuta să mai facem mai mulți bani. Deci am așteptat atât să facem bani ca să dau acum upgrade la dropperul ăsta și mai e încă un upgrade și tot nu pot să-l dau, știi? Probabil aici pe partea asta o să fie un dropper de cranii, mă gândesc. Adică cam așa trebuie să fie până la urmă. Hai să dăm aici în continuare, mai dăm așa puțin să facem 100.000. De fapt nu, facem 90.000 cât facem ca să, gen, să cumpărăm ultimul upgrade la dropper cum ar veni. Apoi să mergem aici în garaj și o să vedem ce alte achiziții. Bă, dar ce alte achiziții mai poți să faci dacă nu mai am absolut niciun ban, înțelegi? Nu, hai, facem 100.000. Nu cumpărăm acum ultimul upgrade la dropper sau să-l cumpărăm, frate, ce să-i fac? Deci, bă, nu par de scump pe astea, dar tot ar trebui să aștept după aia ceva timp, știi? Ca să fac din nou, hai mă să cumpărăm aici, să vedem cât ne dă. Cred că ne dă 1100 ne dă. E bine, e ok.